Mă numesc Iriac Babei Gheorghe, sunt la origine medic pediatru, am lucrat 35 de ani în Spitalul Clinic Fundei, în învățământul superior, perioada în care mi-am luat specialitatea de pediatrie, apoi pe cea de nefrologie, apoi pe cea de dializă. Am făcut 20 de ani hemato-oncologie pediatrică și 15 nefrologie, dializă și transplant renal. Mi-amintesc că undeva la vârsta de 5 ani, când mama mea era grav bolnavă, a venit un doctor evreu, Hellman, a constituit pentru mine un fel de revelație, un fel de personalitate divină care putea să o facă bine sau nu. Am ajuns treptat să fac facultatea de medicină, să intru în Fundeni prin concurs, deși terminasem șef de promoție pe țară. În viață m-am mai întâlnit cu o persoană, doctorița Bercovici, pe care în primele mele zile de Fundeni o întrebam cum poate să stea între copii atât de grav bolnavi și să nu-și ia câmpii. Și dânsa mi-a răspuns, cineva trebuie să o facă și dacă se poate să o facă bine. A fost al doilea moment în care am primit un ghidaj de viitor și m-am străduit totdeauna să fac ceva, dar să fac bine. În 2011, 65 de ani, m-am pensionat, lăsând în urmă, pentru prima dată în România, o stație de dializă construită după ultimul răgnet. Am început să mă uit în jur unde aș putea să îmi găsesc un loc. Astăzi am plăcerea, am bucuria de a vă invita la Clinica Dona, unde vă stau la dispoziție cu sfaturi de puericultură. Astăzi nu prea se mai face puericultură în facultățile de medicină și sfaturi de pediatrie ale unui om care, dacă adaugă perioada de stagiu în spitalele Bucureștiului în perioada studenției, totalizez ceva așa în jur de aproape 50 de ani.